Aici totdeauna oamenii din comuna Cergău se ocupă de animale, creșterea ovinelor, bovinelor. Eu am învățat meseria de când am fost copil mic. Taică mi-a fost ciobană și mi-a plăcut. De când de mii mă urcam în căruță și veneam cu dumneavoastră la oi și astăzi, mâine, m-am învățat. Mi-au prins dragul de oi. Și în curând acum, într-una, mă ocup de ele. Îmi place, dar nu-i plătită munca noastră. A noastră tot prețul ăla e în jos. Nu-i să facem ceva noi ciobanii. Noi numai să muncim, dar nu ne ajută nimeni. E un sprijin ca să dăm ei cu un preț mai scump laptele, să ne-l plătească un pic. Brânza noi la blaj nu ne ia nimeni. Nu este plătită munca deloc la oi. De-aia am început să vindem laptele, că n-am avut la cine da brânza. Toată lumea spune că oile se țin ușor, dar este greu și meseria asta. Nu, ești tot ocupat, ești tot timpul, ești tot la ele, n-au sărbători, trebuie să fii tot în jurul lor. Nopți nedormite, tot și asta este la oi. Trebuie multe la oi, trebuie tratamente, trebuie de toate. Oile cred că se ține numai așa, dar este meseria grea. Cea mai grea este meseria de cioban.